Vă invit din nou să ne ridicăm în picioare. Cei care aveți Scriptura cu dumneavoastră, vă invit să o deschideți la Evanghelia după Marcu, capitolul 10, de la versetul 17 la 27. Tânărul bogat. Marcu, capitolul 10, de la versetul 17 la 27. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsește un singur lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la sărat și vei avea o comoară în cer. Apoi, vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, că avea multe bogății. Iisus a uitat în jurul lui și a zis ucenicilor săi: Cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu? Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: Cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis: Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă luați loc. Suntem o biserică majoritatea formată din tineri. Și m-am uitat așa la un sondaj oarecare, nu este calculat exact, dar am încercat să mă gândesc cam câți familiști și câți necăsătoriți. Suntem în jur de vreo 60% familii tinere căsătorite și un 40 sau un 35% de tineri necăsătoriți. Trebuie să ne rugăm și pentru ei, Domnul să-i binecuvânteze. Însă Dumnezeu ne-a dat harul în ultimul an și în ultimii ani, de când suntem în Wembley, în mod special, să avem și frați mai în vârstă. Dumnezeu ne-a trimis la Peniel și câțiva frați mai în vârstă ca să fie un echilibru, ca să fie o stabilitate, ca să fie lucrurile mai bine și mai frumoase, așa cum îi place lui Dumnezeu. Și mulțumim lui Dumnezeu și pentru tineri și pentru bătrâni. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin! Din cauza că suntem foarte mulți tineri, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc în seara aceasta despre următorul mesaj: tânăr și bogat. Tânăr și bogat. Textul care l-am citit în seara aceasta ne vorbește despre o întâlnire dramatică, șocantă. Tocmai când citeam pasajul, am văzut că ucenicii de două ori au rămas și mai uimiți. S-au uimit prima dată și apoi s-au mai uimit și a doua oară. Dacă se mai uimeau o dată, poate unii ziceau că au probleme. Vedem în textul din seara aceasta o întâlnire dramatică, șocantă, dintre un tânăr
căutător și dintre Fiul lui Dumnezeu. Tânărul acesta vine la Domnul Iisus fiindcă el căuta ceva. Era în căutare. Și cineva, apropo de căutări, zicea că noi românii suntem foarte pricepuți când e vorba să căutăm. Și poate v-am mai zis acea întâmplare în care la un moment dat francezii au făcut niște săpături în zona preistorică și după ce au săpat până la vreo câțiva metri, au găsit niște firicele de cupru și au chemat ziarele și au tras o concluzie. Străbunii noștri erau inteligenți și foloseau o rețea de telefonie prin cablu subteran. Acum, pentru că germanii sunt vecini și le place și ei să iasă în evidență, au zis, n-o să ne lăsăm noi mai jos, ci o să săpăm și noi. Și s-au dus și ei într-o zonă preistorică și au săpat 50 de metri și n-au găsit nimic, au continuat săpăturile și la 70 de metri au găsit niște firicele de sticlă. Au chemat toate ziarele și au concluzionat că străbunii lor aveau o rețea subterană de telecomunicație prin fibră optică. La urmă s-au trezit și românii. Și au zis, dacă francezii au săpat, dacă nemții au săpat, noi suntem buni la săpat, așa că trebuie să săpăm și noi. Mai ales la locul de muncă, românii sunt talentați la a săpa. Și atunci s-au dus și ei într-o zonă din asta preistorică și au săpat până la 50 de metri și n-au găsit nimic. Au continuat săpăturile, au săpat până la 70 de metri și tot n-au găsit nimic. Au săpat până la 100 de metri și n-au găsit absolut nimic. Și atunci au zis, nu mai are rost să săpăm, au oprit săpăturile, au chemat toate ziarele și au concluzionat. Străbunii noștri dacii foloseau o rețea de telecomunicații prin wireless. Apropo de căutări, românii sunt căutători și tânărul acesta vine și el la Domnul Iisus cu căutările lui, cu dorința lui de a găsi răspunsuri la problemele care îl frământau. Vine fericit, vine pozitiv și observăm că la plecare, la despărțire, pleacă întristat, pleacă supărat. Primul lucru despre care vreau să vorbesc în seara aceasta este să facem cunoștință cu tânărul din pasajul nostru. În primul rând aș vrea să ne uităm la tânărul acesta și să vedem ce putem să aflăm despre el din textul acesta. Să-l cunoaștem pe tânărul acesta. În primul rând, un prim lucru pe care îl observăm la el este că era tânăr. Zice Biblia, tocmai când era gata Domnul Iisus să plece la drum, a alergat la el un tânăr. Asta înseamnă că avea toată viața înaintea lui. Nu era la bătrânețe, nu era înainte de pensie, nu era la mijlocul vieții, ci era un tânăr în tinerețea lui, care avea toată viața înaintea lui. Putea să-și aleagă orice meserie dorea, putea să-și aleagă cu ce dorea să se ocupe, putea să-și aleagă cu cine să se căsătorească, avea toată viața în față. Apoi, dacă stăm și ne uităm mai departe în pasajul nostru, vedem un alt lucru despre tânărul acesta, și anume, pe care l-am dedus eu, este că era și sănătos. Nu doar că era tânăr, dar era și sănătos. Zice Biblia că a alergat la Domnul Iisus. Dacă îi lipsea un picior, sau dacă avea vreo 3 sau 4 coaste rupte, probabil că nu putea să alerge la el. Însă Biblia ne spune că era tânăr și a alergat la Domnul Iisus. Asta înseamnă, sau mi s-a părut mie, că el era sănătos, avea o condiție fizică, era obișnuit cu mișcarea. Domnul să ne ajute și pe noi să fim oameni sănătoși.
că la pocăiți ce dă Domnul. Domnul dă, dar Domnul vrea și noi să fim sănătoși, pentru că suntem templu Duhului Sfânt. Chiar am ținut la un moment dat la noi în biserică un mesaj despre un mod de viață sănătos și era un frate mai bătrân de la o altă biserică care ne-a vizitat și când am ajuns la secțiunea cu mâncarea, nu m-a suspinat fratele că era cumva deranjat că și-așa ceva se discută la pocăiți. Vreau să știți că Dumnezeu vrea să fim sănătoși, slăvit să fie numele Lui. Nu este voia lui Dumnezeu să fii bolnav, să fii totdeauna prin spitale, prin operații. Este de multe ori neglijența noastră. Că nu luăm aminte la ceea ce trebuie să facem. De aceea Biblia zice că îmbuibare ai păcat. Biblia spune că anumite lucruri care îți fac rău corpului să nu le faci. Tot ce pune stăpânire peste tine, drogurile, lucrurile care te vatăm. Acum s-a descoperit științific că cafeaua este bună, deci nu mai este o problemă dacă folosim cafeaua. S-a demonstrat că este un antioxidant puternic care ajută la sănătate. Apoi când am stat și m-am uitat mai departe la tânărul acesta, am văzut că mai avea o calitate. Era respectos. Nu doar că era tânăr, nu doar că era sănătos, era și respectos. El vine la Domnul Iisus și zice, bunule învățător. El nu vine și vorbește cu Domnul Iisus de pe cal, din cauza că avea el o poziție sau că era cineva oarecare. Tânărul ăsta nu vorbea arogant. El nu era un arogant din cauza poziției lui. Tânărul ăsta nu vorbea flegmatic, nu lua gura pe dinainte. Am fost săptămâna aceasta cu avionul până în România și în fața mea stătea un român pe Debrețen și avea un italian lângă el. Spre uimirea mea am fost șocat, poate că fiind de 10 ani în Anglia, m-am dezobișnuit. Tot drumul de 2 ore și jumătate, românul ăsta i-a spus tot ce a făcut din copilărie până la bătrânețe la italianul ăsta. Italianul numai, ok, yes, mă gândesc că săracul n-a avut ce face. Așa e cultura noastră. Vorbim de multe ori și ce nu trebuie, sau vorbim lucruri care n-ar trebui să le vorbim. Tânărul bogat ne spune Biblia că el vorbea frumos, era respectos. El vine la Iisus și se adresează frumos, bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Apoi, dacă ne mai uităm în textul nostru, mai putem să vedem că era și bogat. Nu spune chiar pasajul nostru, dar o altă evanghelie ne spune că tânărul acesta era și bogat. Acum, cât de bogat era? Când Biblia zice despre cineva că era bogat, nu se referă la o persoană care avea 2 case sau 3 case. Când Biblia zice despre cineva că era bogat, persoana aia trebuia să fie foarte bogată. Ne se mai zice despre Avram că era bogat. Cât de bogat era Avram? La un moment dat zice Biblia că l-a furat cineva pe Lot și Avram s-a uitat în echipa lui pe care o avea de muncitori, de slugi, de sclavi și dintr-o dată a scos 320 de oameni gata de război. Așa de bogat era Avram. Apoi despre Iov ni se spune că era bogat. Era așa de bogat încât avea 1000 de oi. Ei, când Biblia zice despre tânărul ăsta că era bogat, asta înseamnă că era foarte bogat. Nu trebuia să-și pună ceasul dimineața să sune, ca să se trezească, să meargă la metrou și să lucreze. Nu avea grijă neapărat dacă va avea ce mânca sau dacă va avea bani de concediu sau dacă o să aibă rate să-și plătească mortgage-ul. Nu trebuia să se streseze, să-și termine apartamentul sau casa pe care și-a luat-o. El probabil moștenea o avere de la părinți, că în vremea aia nu puteai să faci avere ca și în zilele noastre. Probabil că s-a născut într-o familie bogată și moștenea bogăția de la părinți. Apoi, după ce m-am uitat în textul nostru, am văzut că mai avea o calitate. Nu doar că era tânăr, nu doar că era sănătos, nu doar că vorbea frumos și nu doar că era bogat, Biblia ne spune că era și religios.
El vine la Domnul Iisus și primul lucru pe care îl face este că îngenunchează. Recunoaște autoritatea spirituală pe care Domnul Iisus o avea. Apoi când îl întreabă pe Domnul Iisus ce să fac să am viață veșnică, Domnul Iisus îi zice, ții poruncile. Și el zice, sigur că le țin. Ăsta zice Biblia că nu fura. N-avea obiceiul să fure de la servici sau de la taică său sau de la maică. Ăsta nu înjura. Ăsta își respecta părinții, zice că cinstea pe tatăl său și pe mama sa, vorbea frumos cu părinții lui. Tânărul ăsta umbla la sinagogă, era obișnuit cu rugăciunea, era un tânăr moral, un exemplu. Apoi, dacă ne uităm mai departe la lista calităților pe care le-a avut acest tânăr, este că era și în căutarea vieții veșnice. El vine la Domnul Iisus pentru că a înțeles că viața lui este mult mai mult decât mâncare și băuturi. El vine la Domnul Iisus pentru că a înțeles că viața lui este mult mai mult decât să aibă o casă frumoasă, o mașină frumoasă, o nevastă frumoasă, copii frumoși. El vine la Domnul Iisus pentru că în inima lui simțea că vrea mai mult. Simțea că toate aceste lucruri materiale nu pot să-l mulțumească. El vine pentru că el căuta viața veșnică. Slăvit să fie Dumnezeu! Viața, frați și surori, nu se termină la mormânt. Viața trece dincolo de mormânt, dincolo de momentul în care mori, viața continuă. De aceea, tânărul bogat vine la Domnul Iisus. Iată că am văzut câteva calități pe care le are tânărul acesta. Prima persoană despre care am vrut să vorbim în seara aceasta a fost tânărul bogat. O a doua persoană despre care ne vorbește pasajul din seara aceasta este Fiul lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm în text, așa cum ne-am uitat la tânărul bogat, să ne uităm în text, să vedem ce știm despre Fiul lui Dumnezeu din pasajul acesta. În primul rând știm că El era Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. De unde știm? Pentru că tânărul bogat vine și i se închină. Și Domnul Iisus nu refuză închinarea. Vedeți, Petru a refuzat închinarea. Pavel și Barnaba și-au rupt hainele și au zis, nu vă închinați nouă. Oamenii din Scriptură au refuzat închinarea, dar Domnul Iisus n-a refuzat închinarea pentru că El este Dumnezeu. Nu-i cum zice martorii lui Iehova. Zice, bă, zice, s-a uitat Dumnezeu peste pământ și a văzut pe un tânăr pe nume Iisus că era cu minte, moral, și a zis, bă, ce băiat cu minte, vreau să-l înfiez, să-l fac copilul meu. Domnul Iisus a fost din veșnicie, de la începutul pământului, de dinainte de pământ. El a fost, este și va fi Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Un al doilea lucru pe care îl știm din pasajul acesta despre Domnul Iisus este că El era o persoană căutată pentru răspunsuri. Oamenii vineau la Domnul Iisus să-L caute ca să le dea răspunsuri. Și dacă vă uitați în Evanghelie, veți vedea că oameni cu vază L-au căutat pe Domnul Iisus. N-a fost căutat numai de săraci, numai de bolnavi, ci oameni importanți au recunoscut că Domnul Iisus este un punct de referință, că Domnul Iisus are ceva de spus pentru oamenii din vremea aceea. Vine la el tânărul acesta, bogat cu poziție socială, să-l întrebe de viața veșnică. Într-o altă împrejurare vine un fruntaș al sinagogii, într-o altă împrejurare vine Nicodim, într-o altă împrejurare vin fariseii. Citeam pe internet, nu știu în ce măsură este adevărat, citeam pe internet despre scrisorile istorice pe care Pilat le-a scris Cezarului. Și că Pilat a reportat Cezarului ce s-a întâmplat în Ierusalim cu tulburarea și cu Domnul Iisus. Și ceea ce nu scrie în Biblie și zic scrisorile astea, acum nu știu în ce măsură sunt adevărate, este că Pilat l-ar fi simpatizat pe Iisus, nu doar din momentul în care s-au întâlnit ei,
ci l-ar fi simpatizat cu ani de zile înainte și Pilat ar fi pus gărzi romane să-l protejeze și să-i ofere lui Iisus contextul potrivit ca să el să poată să predice și nimeni să nu se atingă de el. Și că Iisus ar fi avut mai multe întâlniri personale cu Pilat. Nu știu dacă este adevărat, însă știu că oameni cu vază au venit la Domnul Iisus ca să afle răspunsuri la problemele vieții lor. Întrebarea mea este, tu la cine cauți răspunsuri pentru viața ta? Pe cine te bazezi tu în deciziile tale importante? Îi certul lui Dumnezeu să te călăuzească atunci când urmează să faci ceva important? Îi certul lui Dumnezeu părere atunci când urmează să te căsătorești? Îi certul lui Dumnezeu părere atunci când îți schimbi locul de muncă? Sau când te muți dintr-o țară în alta? Sau când faci anumite decizii importante? La cine mergi tu să ceri călăuzire și îndrumare? Tânărul bogat vine la Domnul Iisus pentru că vroia să știe drumul către împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și pe noi să căutăm ajutorul lui în toate deciziile importante. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în felul acesta nu vom greși. Cartea Romani, cea mai teologică epistolă din Noul Testament, se încheie cu această afirmație a lui Dumnezeu, care este singurul înțelept să fie toată slava, cinstea și gloria. Dumnezeu este singurul înțelept în universul nostru. Restul, toți suntem greșiți cu potențial de eroare în toate deciziile noastre. De aceea este bine să ne rugăm lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, călăuzește-ne, binecuvântează-ne, cercetează-ne, luminează-ne, arată-ne calea și drumul pe care vrei să mergem și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi, dacă continuăm să ne uităm în pasajul nostru, să vedem ce mai putem să observăm despre Domnul Iisus, este că El era atotștiutor. Domnul Iisus este atotștiutor. Tânărul bogat vine la Iisus și zice, ce să fac să am viață veșnică? Și Domnul Iisus îi zice ce să fac. Dar observăm că tânărul acesta vine cu atitudine de pocăit. Vine cu atitudine de supra-spiritualitate. Vine cumva să-L impresioneze pe Iisus. Se apleacă, vorbește frumos, îi spune poruncile pe care le păzea. Însă Domnul Iisus știe toate lucrurile. El știe totul despre tânărul bogat. El știe exact care este problema tânărului bogat înainte să-și deschidă gura. Dumnezeu cunoaște totul, slăvit să fie numele Lui. În Evrei, capitolul 4, la versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor, spuneți dumneavoastră, aceluia cu care avem de-a face. Domnul Iisus știa exact problema tânărului bogat. Dumnezeu ne cunoaște pe noi. Știe unde umblăm în cursul săptămânii, știe unde ne petrecem timpul, știe lucrurile cu care ne confruntăm, știe caracterul nostru, cât de spiritual suntem, cât de serios suntem, cât de păcătos suntem, cât de bun suntem, știe și lucrurile bune pe care le facem în ascuns. Dumnezeu știe totul despre noi, slăvit să fie Dumnezeu! De aceea, înaintea lui Dumnezeu, n-are rost să ne dăm drept alții. Am văzut că prin bisericile noastre s-a cultivat așa o tendință din asta de supra-spiritualitate. Îl vezi pe câte un frate când te întâlnești cu el, ai impresia că a coborât din carul lui Ilie și aici, printre pământul celor vii, dar el cumva în cer și numai umbra lui aici. Mai suna unul din ăsta, care ăsta avea nevoie de ajutoare, de aia vorbea așa. Și zicea, fratele păstor Tiberiu, da frate, eu să-mi spune, pace Domnului, Domnul să vă binecuvânteze. Parcă aveam impresia că a coborât Moise din cer pe pământ și acum vorbesc cu unul că parcă mă simțeam la un moment dat că eu sunt păcătos și ăla e super sfânt. Dumnezeu să ne ajute
să nu ne dăm drept alții. Dumnezeu știe din ce suntem făcuți, știe cine suntem, știe cu ce ne confruntăm, pe unde navigăm, cu ce lucruri ne... Tot știe Dumnezeu și despre mine, și despre dumneavoastră, despre fiecare. Zice că un fir de păr din cap nu cade fără să-și noteze Dumnezeu. Dumnezeu știe mai multe decât știm noi, slăvit să fie numele Lui. Apoi, când ne uităm în textul ăsta, mai vedem un lucru interesant despre Domnul Iisus, și anume că Iisus este orientat spre recuperarea oamenilor. Tânărul ăsta vine la Domnul Iisus cu atitudinea lui, cu lista lui, și Domnul Iisus se uită la el și vede care e problema, dar Domnul Iisus nu îi dă în cap din prima. Vedeți, dumneavoastră, când ne uităm în textul ăsta, ni se spun ultimile 6 porunci. Când zice, păzești poruncile, textul vorbește despre faptul că tânărul bogat păzea ultimile 6. Și el zice lui Iisus, care porunci? Și Domnul Iisus nu-i zice primele 4, că știa că alea le-o neglijat. Știa că n-a fost Dumnezeu pe primul loc în viața lui, știa că are idoli în viața lui, știa că are probleme în cele mai importante porunci. Și Domnul Iisus intenționat îi spune ultimele 6 porunci. Să nu prea curvești, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, apelează Domnul Iisus la partea lui bună. Caută să-l câștige Domnul Iisus. Nu-i dă în cap din prima, nu zice, bă, tu ai o problemă, ia cară-te de pe aici cu banii tăi, că nu-i loc de tine aici. Și Domnul Iisus zice, bă, dacă o să vorbesc de partea lui pozitivă, poate că o să-l înmoi cumva și o să-l fac să vină după mine. Dumnezeu este interesat de recuperarea oamenilor, nu de distrugerea lor. De aceea Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Trebuie să exersăm și disciplina, că sunt unii care în loc de pocăință vor altceva. Dar cu ăla care vrea să se pocăiască, trebuie să fim plini de milă și de îndurare, pentru că Dumnezeu i-a fost milă de noi și a avut îndurare cu noi și răbdare cu noi, ani de zile pe unii ne-a așteptat până ne-am întors la El. Amin! Și un ultim lucru pe care l-am observat din pasajul acesta, la Domnul Iisus, este că Iisus nu compromite standardele împărăției lui Dumnezeu pentru nimeni. Tânărul bogat vine la Domnul Iisus și poate dacă venea tânărul bogat la noi, noi am fi zis, bă, nu bea, nu fumează, umblă regulat la biserică, are și bani, are și bani, e și sănătos, mere și la scaune, mere și la scaune, mere la ordine, mere la ordine. Deja noi poate tot ziceam, bă, ăsta ar trebui să-l punem în comitet, dă zeceala, dă zeceala. Imediat poate noi, cu abordările noastre, am fi zis extraordinar. Tânărul ăsta este exact ce aveam nevoie noi la biserică. Însă când tânărul ăsta vine la Domnul Iisus, Domnul Iisus nu se lasă impresionat de lucrurile astea care le făcea și erau bune, ci Domnul Iisus îi spune adevărul. Adevărul este că El nu l-a pus pe primul loc pe Dumnezeu. Adevărul este că El a pus pe primul loc banii. Dar Dumnezeu, frați și surori, nu-și compromite standardele pentru nimeni. Nimeni nu poate să schimbe Evanghelia lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt și noi trebuie să ne sfințim și Domnul să ne ajute. Amin. Și în al treilea rând, în seara aceasta, după ce am văzut câteva lucruri din textul acesta despre tânărul bogat, apoi am văzut câteva lucruri despre Domnul Iisus, în al treilea rând în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre extracții sau rezultatele finale. După această confruntare, trebuie să ne uităm în text și să luăm câteva învățături pentru viața noastră spirituală. Trebuie să ne uităm în text și să tragem câteva concluzii pe care le putem lua din pasajul acesta, din această întâlnire. Și mi-am notat 4 concluzii, frați și surori. Prima concluzie este că Dumnezeu nu acceptă locul 2. Dumnezeu nu acceptă în viața unui credincios să îl pună pe Dumnezeu pe locul 2.
Dumnezeu vrea să fie pe primul loc în viața mea și în viața ta. Și Dumnezeu să ne ajute. Ție ți-ar place dacă te-ai căsătorit? Dăm un exemplu. Sau dacă ești căsătorit, să zică nevasta, auzi, îmi place de tine, dar iubesc mai mult mobila. Și apoi te iubesc pe tine. Sau îmi place de tine, dar îmi place să joc și tenis de masă, aș vrea să petrec mai mult timp cu tenisul de masă, și apoi tu urmezi. Sau alte exemple. Sau soțul să facă cu soția. Nimănui nu i-ar place o poziție din asta. Dumnezeu vrea să-L punem pe primul loc. El a dat ce a avut mai bun pentru noi, L-a dat pe singurul lui Fiu pe care L-a avut în cer, să vină aici jos și să moară pentru păcatele noastre, slăvit să fie Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu vrea să fie pe primul loc în viața noastră. La unii îi eul lor pe primul loc. Dovada este când trebuie să facă voia lui Dumnezeu, dacă implică suferință, se fofilesc. De ce să se trezească duminică dimineața la 7 ca să vină la 8 la biserică? De ce să se implice la slujire când sunt alții care slujesc și el poate doar să consume și să se bucure de munca de la casa lui Dumnezeu? Unii au pus eul lor pe primul loc, vor lejer, vor ușor, vor ca Dumnezeu să facă totul pentru ei. Alții au pus bogățiile pe primul loc, ăștia lucrează și duminica, ăștia pentru bani înșală, mint, tâlhăresc, necinstesc, fac tot felul de compromisuri. Alții au pus pe primul loc nevasta. Am avut și unul care a pus nevasta. Da. Dacă zicea soția, duminica asta dimineața nu mergem la biserică. Păi, drag, eu mă îmbrac și... Nu mergi nici tu la biserică. Și atunci, ok, am înțeles. Da? General, ies și rămâne acasă. Sau dacă vrea să se implice în ceva proiecte, la un moment dat scria nevasta pe tastatură, nu te implici, și el ca și un computer, ok, am înțeles, nu mă implic, ca să nu fie nefericită nevasta. În Matei capitolul 10, la versetul 37, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Matei capitolul 10, versetul 37, legat de lucrarea aceasta în care Dumnezeu ne cheamă să-L punem pe primul loc. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, ziceți dumneavoastră, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Pământuirea e personală, că vrea nevasta, că nu vrea nevasta, tu trebuie să te duci să faci voia lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne întărească. Și invers, că vrea bărbatul, că nu vrea bărbatul, mântuirea este personală și când voi sta în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu, Dumnezeu nu o să zică te-a lăsat nevasta sau nu te-a lăsat nevasta. Te-a lăsat copiii sau nu te-a lăsat copiii. În prima biserică unde am slujit în orașul Vașcău, județul Bihor, a venit o femeie din lume la biserică, a venit vreo 6 luni și când să facem botezul, s-a înscris și ea pe lista de botez. Copiii erau plecați în Spania. Am nu știu că au căzut și Spania dacă mai este acolo. Și atunci, când eu anunța că se botează, ăștia i-au zis, dacă te botezi la pocăiți, ne faci neamul de rușine, nu te mai recunoaștem, nu te mai vizităm, ai terminat-o cu noi. Și atunci, ia că după lista de botez, nu s-o mai botezat, pentru că a ales să asculte mai mult decât de copii, decât de Dumnezeu. Domnul Iisus a zis clar, cine va iubi pe tată, pe mamă, pe soră, pe frate, pe nevastă, pe copii mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc în viața noastră. Și Domnul să ne ajute. Apoi, în al doilea lucru pe care îl extragem din pasajul din seara aceasta, este că religiozitatea nu salvează. Frați și surori, religiozitatea noastră nu salvează. Tânărul bogat a venit la Domnul Iisus cu lucrurile lui religioase, cu limbajul religios, cu îngenunchiatul religios, cu poruncile exterioare. Pe alea din exterior, ăsta era specialist. Ăsta, dacă vrei să pui modelul creștin din exterior, el era modelul ideal. Ăsta nu fura, nu bea, nu înjura, vorbea numai așa ca și la computer, calculat, exact, știa când să se oprească, știa când să-și dea drumul. Era model tânărul acesta.
Dar religiozitatea nu salvează pe nimeni. Dumnezeu este interesat de relație și nu de religie, slăvit să fie Dumnezeu. Vedeți, religia poate să fie un set de obiceiuri învățabile. Înveți să te rogi pe de rost, poți să înveți să te rogi pe de rost. Poți să înveți să mergi la biserică din obișnuință, ți-o zis tata, ți-o zis mama, ți-o zis fratele, ți-o zis sora. Poți să înveți să faci anumite lucruri religioase. Religia este un set de obiceiuri învățabile, asta cuprinde religia. Pe când relația cuprinde o persoană. Și Domnul Iisus nu era interesat de religie, ci El era interesat de relație, slăvit să fie Dumnezeu. Domnul Iisus n-a murit pentru cultele noastre, pentru bisericile noastre, pentru religiile noastre, ci Domnul Iisus a murit pentru oameni care să intre într-o relație personală cu Fiul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Religia nu mântuiește pe nimeni. Întrebarea mea, frate și soră, tu ce ai? Relație cu Dumnezeu sau tu ai religie? Ai o relație cu Dumnezeu sau tu ai o religie? Dacă ai relație, înseamnă că tu vorbești cu El în fiecare zi. Tu-L iubești pe El, tu faci din dragoste, pentru că tu ai o legătură și legătura aia este zilnică. Dumnezeu să ne binecuvânteze! Apoi am stat și m-am uitat mai departe și am văzut un al treilea lucru pe care îl putem lua din întâmplarea aceasta, și anume, cine nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, se pierde. Cine nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, se pierde. Tânărul bogat vine la Domnul Iisus și îl întreabă, ce să fac să am viață veșnică? Și Domnul Iisus îi zice, uite ce trebuie să faci, tu ai o problemă cu banii. Și dacă aș zice, dă-i jumate și jumate îi păstrează, atunci tu ai ispita asta banilor. Și tu din nou ai cădea în boala asta, că știi că poți să fii iubitor de bani și dacă n-ai bani. Ai știut lucrul ăsta? Poți să fii iubitor de bani și cu 100 de lei. Sau poți să fii cu milioane. Și atunci Domnul Iisus a văzut că la tânărul bogat, dacă îi lasă ceva bani, ăsta tot o să iubească, că era deja, îl stăpânea, era un idol pentru el. Și Domnul Iisus îi zice, măi, uite care-i problema ta, ia toți banii și dă-i de la tine, că pe tine te otrăvesc și n-ai cum să mă pui pe primul loc. Dă-i la săraci și vino și fii un ucenic, fii un apostol, fii unul care să scrii tu niște epistole, să rămână în istorie, întoarcerea tânărului bogat la Dumnezeu. Cine n-ascultă de Dumnezeu, riscă să se piardă. Stau și mă gândesc de multe ori în ultimul timp că auzim atâtea predici și auzim așa de des cuvântul lui Dumnezeu, încât am ajuns imuni. Nu ne mai mișcă nimic, nu mai simțim, nu mai... Am devenit rezistenți, ca și bolnavul ăla care deja, când îi tot dă medicamente și dă medicamente, la un moment dat nu mai reacționează corpul. S-ar putea să fim și noi în starea aia în care să ne prea fi obișnuit cu biserica, să ne prea fi obișnuit cu predica și să nu mai luăm aminte la glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu este în seara aceasta aici și Dumnezeu vrea să ne vorbească, slăvit să fie numele Lui. Noi trebuie să fim ogorul ăla bun, ăla prelucrabil. Nu, că un ogor e bun, îl poți prelucra, se ară, se seamănă, se face mărunt ușor. Dumnezeu vrea să ai o inimă flexibilă, o ureche care să audă cuvântul Lui de fiecare dată și Domnul să ne binecuvânteze. Și un ultim lucru pe care l-am observat la pasajul acesta, este că în iad vor ajunge și oameni cu calități deosebite. În focul iadului vor ajunge și oameni cu calități extraordinare. Am văzut în întâlnirea aceasta tânărului bogat, în prima parte, câte calități a avut tânărul acesta. Și totuși a plecat de la Domnul Iisus fără să asculte de El. Dacă ne uităm în Matei capitolul 7, de la versetul 22 la 23, Biblia zice, mulți îmi vor zice, nu-i vorba aici de puțin, ci de mulți, în ziua aceea, Domne, Domne, n-am prorocit, deci unii proroci, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, aici deja sunt evangheliști, și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați, ce? Fără de legea. În iad vor ajunge și oameni la care poate
noi nu ne-am fi așteptat să ajungă acolo. În iad vor ajunge și oameni morali și oameni care arată bine. Întrebarea mea este, tu ce fel de pocăit ești? Ești un om care te pocăiești în fiecare zi și cauți să te schimbi în fiecare zi și să faci mai mult voia lui Dumnezeu? Sau ești un pocăit care te-ai ocupat bine de exterior și interiorul l-ai lăsat pentru alții? Doamne, cercetează-ne în seara aceasta și ajută-ne în seara aceasta să fim prelucrabili de Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Fraților, în final aș vrea să vă spun, când ucenicii văd această întâlnire dintre Domnul Iisus și tânărul bogat, ei văd că vine tânărul ăsta cu atâtea calități, cu o adresare excelentă, cu multe posibilități, și bogat, și moral, și spiritual. Și vine și îl întreabă pe Domnul Iisus ce să facă să aibă viață veșnică. Când ăștia văd că Domnul Iisus îl îndepărtează cumva prin răspunsul pe care îl dă, oamenii ăștia rămân șocați. Rămân șocați, zice, de două ori textul că au, prima dată au fost uimiți și a doua ori au fost și mai uimiți. Și apoi mie îmi place cel mai mult din pasajul din seara aceasta, îmi place răspunsul lui Iisus. Și ăsta aș vrea să fie un motiv de rugăciune în seara aceasta pentru viețile noastre. Iisus s-a uitat țintă la ei, versetul 27, și le-a zis, lucrul acesta este cu neputință la oameni. Spuneți dumneavoastră, mai departe, dar nu la Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Pentru că toate lucrurile sunt cu putință la cine? La Dumnezeu. Dumnezeu poate totul, Dumnezeu are toată puterea și Dumnezeu poate să facă tot ce vrea, slăvit să fie numele Lui. Haideți să ne ridicăm în picioare, să cântăm o cântare din toată inima, iar apoi ne vom apropia de rugăciunea finală și zic, Domnul să lucreze în continuare. Amin.